Bine ați revenit la Probleme Rezolvate, azi optică geometrică. Vă prezint o frumoasă problemă care a fost dată la Olimpiada Internațională de Fizică de la Budapesta, cu foarte mulți ani în urmă, pe vremea când încă eram elev, mai exact în 1968. Dar așa cum pentru cine se pricepe la muzică, nu există muzică nouă și muzică veche, există doar muzică bună și muzică proastă, nici în cazul problemelor n-are importanță vârsta lor. Le recomand mai tinerilor mei colegi, profesori de fizică, să folosească această problemă după ce predau refracția și reflexia totală, pentru că este o aplicație excelentă pentru aceste fenomene. Înainte de a vă prezenta enunțul problemei, trebuie să vă spun că întrebarea a doua, întrebarea B, este adăugată de mine. Să vedem enunțul. Avem deci un semicilindru din sticlă, iar în acest desen puteți vedea o secțiune perpendiculară pe axa cilindrului și pentru că problema spune că razele vin în plane perpendiculare pe axă, putem vedea o parte din razele care vin în planul secțiunii noastre. Unghiul de incidență este pentru toate razele 45 de grade, ceea ce înseamnă că razele incidente pe suprafața plană a semicilindrului sunt paralele între ele, iar indicele de refracție al sticlei este radical din 2. Problema ne întreabă pe ce porțiune din suprafața semicilindrului ies raze de lumină. Și ca să răspundem la această întrebare, trebuie să înțelegem de ce nu ies raze de lumină pe toată porțiunea semicilindrului. Aici, în al doilea desen, puteți vedea că, deoarece razele incidente sunt paralele și razele refractate vor fi paralele între ele, pentru că vor avea toate același unghi de refracție. De fapt, putem să-l calculăm folosind legea a doua a refracției. Sinus de I supra sinus de R este egal, în cazul nostru, cu N2 pe N1, adică N supra 1, pentru că primul mediu este aerul și indicele lui de refracție este practic 1. Așa că rămâne doar N, indicele de refracție al sticlei. Și de aici rezultă că sinus de R este egal cu sinus de I supra N. Adică sinus de R este sinus de 45 de grade radical din 2 pe 2, iar N este radical din 2. Și radical din 2 se simplifică și obținem că sinus de R este 1 pe 2, ceea ce înseamnă că unghiul de refracție este 30 de grade. Și acum priviți acest desen. Pe el sunt marcate unghiurile de incidență ale razelor din sticlă cu suprafața semicilindrului prin arcuri de cerc. Și puteți observa că aceste unghiuri sunt tot mai mari pe măsură ce ne apropiem de marginile semicilindrului. Există o rază, cea pe care o vedeți acum desenată cu albastru, care cade pe suprafața semicilindrului normal. Adică unghiul ei de incidență cu suprafața semicilindrului este 0. Dar de o parte și de alta a acestei raze, după cum observați, unghiul de incidență crește pe măsură ce ne îndepărtăm de punctul prin care această rază iese din suprafața semicilindrului. Și tocmai aceasta este problema. Unghiul de incidență nu poate fi oricât de mare la ieșirea din sticlă în aer dacă vrem ca raza să iasă din sticlă. Pentru că există, după cum știți foarte bine, un unghi limită.
Și dacă depășim unghiul limită, nu vom mai avea refracție, ci vom avea reflexie totală. Adică razele pentru care s-a depășit unghiul limită nu mai ies prin suprafața semicilindrului în aer. Să calculăm care este valoarea, măsura unghiului limită pentru sticla din care este făcut semicilindrul. După cum sunt sigur că vă amintiți din teorie, sinusul unghiului limită la ieșirea dintr-un material oarecare în aer se calculează cu relația 1 supra n. În cazul nostru, sinusul unghiului limită va fi 1 pe radical din 2 sau, dacă raționalizăm, va fi radical din 2 pe 2. Și asta înseamnă că unghiul limită are măsura de 45 de grade în cazul sticlei din care este confecționat semicilindrul. Acum priviți, vă rog, acest desen și presupuneți că razele pe care le vedem sunt cele pentru care unghiul de incidență pe suprafața semicilindrului este egal cu unghiul limită. Asta înseamnă că pe porțiunile 1 și 2, unghiul de incidență este mai mare decât unghiul limită și pe aceste porțiuni nu ies raze de lumină din semicilindru. Pentru că acolo unghiurile de incidență fiind mai mari decât unghiul limită, în loc să avem un fenomen de refracție, avem un fenomen de reflexie totală. Deci ceea ce trebuie să aflăm ca să putem răspunde la întrebarea din problemă este ce măsură au unghiurile marcate cu roșu pe desen. Unul cu un arc de cerc roșu, celălalt cu două. Și pentru asta putem folosi două triunghiuri. Întâi, triunghiul ABC. În acest triunghi, măsura unghiului C, care ne interesează pe noi, este 180 de grade minus măsura unghiului A plus măsura unghiului B. Adică 180 de grade minus, observați pe desen că măsura unghiului A în acest triunghi este 90 de grade plus unghiul de refracție pe care l-am calculat deja, iar unghiul B este, de fapt, unghiul limită. Și atunci, dacă folosim valorile pe care le avem, măsura unghiului C va fi 90 de grade minus 30 de grade plus 45 de grade, adică măsura unghiului C va fi 90 minus 75, 15 grade. Ca să găsim măsura celuilalt unghi care ne interesează, unghiul C, de data asta din triunghiul A'B'C, cel marcat cu două arce roșii, folosim triunghiul A'B'C. Și în acest triunghi, măsura unghiului C este 180 de grade minus A' plus B'. Adică 180 de grade minus, observați pe desen că unghiul A' este de data asta 90 de grade minus unghiul de refracție, 90 de grade minus R, iar B' este din nou unghiul limită. Și atunci măsura unghiului C din triunghiul A'B'C va fi 90 de grade plus R minus L. Adică 90 plus 30, 120 minus 45, 75 de grade. Și acum putem răspunde la prima întrebare. Dacă vă uitați pe desen, acum putem spune așa, porțiunea pe care ies raze de lumină este cuprinsă între unghiurile măsurate de jos în sens trigonometric
de 75 de grade și 165 de grade, adică 180 minus 15 măsura unghiului C pe care am calculat-o mai înainte. Cu alte cuvinte, avem o suprafață prin care ies razele de lumină care se desfășoară pe 90 de grade, adică pe jumătate din toată suprafața semicilindrului. A doua întrebare, cum se schimbă area suprafeței prin care ies raze de lumină în funcție de indicele de refracție al sticlei? Dacă se schimbă indicele de refracție al sticlei, se schimbă și măsura unghiului de refracție R și măsura unghiului limită L. Așa că degeaba ne uităm la acest desen, nu ne putem da seama cum se vor schimba valorile celor două unghiuri pe care le-am calculat ca să răspundem la prima întrebare, dacă se schimbă indicele de refracție. De aceea vă propun, așa cum vedeți în acest desen, să notăm unghiul de la care încep să iasă raze de lumină cu Φ1 și unghiul de la care nu mai ies raze de lumină cu Φ2. Și să încercăm să calculăm diferența Φ2 minus Φ1. Și să vedem cum variază această diferență odată cu indicele de refracție al sticlei. Am putea numi această diferență Φ2 minus Φ1 desfășurarea unghiulară sau extinderea unghiulară a suprafeței prin care ies raze de lumină. Să calculăm cele două unghiuri. Unghiul Φ2, observați pe desen, este 180 de grade minus valoarea unghiului C din triunghiul ABC, adică minus 180 de grade minus unghiul A are valoarea 90 de grade plus R, unghiul de refracție, și plus unghiul B, care are valoarea L, este unghiul limită. Și asta înseamnă că Φ2 va avea măsura 90 de grade plus R și plus L. Acum, unghiul Φ1. Φ1 este egal ca măsură cu unghiul C din triunghiul A'B'C. Adică are măsura 180 de grade minus unghiul A', care este 90 de grade minus R, și plus B', care are valoarea unghiului limită. Deci Φ1 este 90 de grade plus R minus L. Și acum, dacă facem diferența Φ2 minus Φ1, observați că se reduce 90 de grade, se reduce și R și obținem că Φ2 minus Φ1 este egal cu 2L. Este de două ori unghiul limită. Și dacă vă duceți aminte, la prima întrebare am găsit că valoarea acestei extinderi era de 90 de grade, extinderea unghiulară. Adică era de două ori unghiul limită, care cu datele problemei era 45 de grade. Și pentru că unghiul limită este dat de relația sinus de L este egal cu 1 supra N, observăm că dacă indicele de refracție crește, unghiul limită scade. Și atunci scade și diferența Φ2 minus Φ1. Ceea ce înseamnă că dacă indicele de refracție crește, atunci suprafața prin care ies raze se îngustează. Dacă indicele de refracție scade, crește unghiul limită, valoarea unghiului limită. Deci dacă indicele de refracție scade, suprafața prin care ies raze se lățește. Dar această suprafață nu dispare niciodată, adică nu devine atât de subțire încât să nu mai existe suprafața, pentru că ar trebui ca unghiul limită să aibă valoarea 0. Dar pentru ca unghiul limită să aibă valoarea 0, ar trebui ca indicele de refracție să tindă la infinit. Și așa ceva nu există.
Și de asemenea, suprafața noastră nu va avea niciodată extinderea unghiulară 180 de grade, adică nu va ieși niciodată lumină pe toată suprafața semicilindrului, pentru că ar trebui ca unghiul limită să aibă valoarea de 90 de grade. Dar ca să aibă valoarea 90 de grade, N, a indicele de refracție al materialului din care este confecționat cilindru, ar trebui să fie 1. Dar N este C supra V. Și în orice mediu, viteza luminii este mai mică decât în vid. Deci nici acest lucru nu este posibil. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!